Au avut un gips o săptămână, după aceea au făcut tratament că a fost un țirișor răcit și l-au internat luni și ieri l-au operat greșit. L-au operat degetul ăsta la care nu era bolnav și jos la puță l-au operat și acolo nu au avut probleme și nici nu știu mama sa. Bunica copilului mai spune că în urmă cu câteva luni și ea a avut probleme cu același medic. Eu am fost trimis la el și când am intrat în cabinet mi-a spus ce să fac, dragă, că nu te pot ajuta cu nimica pentru că astea sunt degetele moarte, dacă eu pot să-l mișc. Imposibil așa ceva. Pur și simplu mi-e tare frică, nu știu. Nu știu, dar nu știu ce să fac eu dacă aici asta, unde să mă duc, că n-am posibilitate dacă săracă și n-am avut ce trebuie să-i dau. Nu m-a băgat de seamă nimeni, mai nimeni. Părinții băiețelului sunt deciși să dea în judecată spitalul de urgență Petroșani și să depună o plângere la Colegiul Medicilor din Hunedoara.